Salutare, prieteni, și bine ați venit la Victory MVP Time. Nu există jucător mai reprezentativ pentru Superliga din România să fie iubit deopotrivă și de steliști și de dinamoviști decât Ionel Dănciulescu, pe care îl pot numi și prieten, și mă bucur mult că a venit aici la noi, la podcast. Salut, Danciu, și mulțumesc frumos că... Salut și mulțumesc și eu foarte mult de invitație. Cred că e prima oară când sunt la un podcast. Atunci e o premieră pentru tine și ne bucurăm să te avem aici. Hai să începem așa. Cum ai ajuns la fotbal? În perioada respectivă, fiind la Slatina, ca toți copiii, ne jucam în fața blocului, nu? Atunci existau locuri în care puteam să ne jucăm, pe maidan, în spatele blocului. Erau acele campionate între blocuri, între scări de blocuri. A fost o perioadă frumoasă. Și tot așa, la un moment dat, la vreo, cred că, 7, 8, 9 ani, m-am dus și într-un cadru organizat, adică m-am dus la o echipă de juniori. Prima oară am fost la FC Olt, pentru că în perioada respectivă exista și FC Olt. Am stat vreo 2 săptămâni, n-am fost foarte încântat, eu știu, de interacțiunea mea cu antrenorul de la vremea respectivă, și m-am mutat la CSS Slatina, la domn profesor Ion Părvulescu. O somnitate în tot ceea ce înseamnă copii și junior, un om care a descoperit foarte mulți jucători și probabil o să mai dezvoltăm subiectul ăsta pe... Da, a avut niște colegi de generație foarte talentați. Și așa pot să spun că am ajuns la fotbal. Cine te-a susținut să ajungi la fotbal? Mama, tata? Cred că în primul și în primul rând eu, pentru că eram foarte, foarte pasionat, îmi plăcea foarte mult. De dimineață până seara numai asta făceam, plus cu prietenii din cartier, pentru că eram acolo, eram și doi verișori de-ai mei și niște prieteni care eram foarte apropiați acolo la Slatina, nefiind un oraș foarte mare, era la o distanță de câteva blocuri și aveam grupul nostru de prieteni și mergeam toți așa. Dar cu jucători foarte talentați împreună. La Slatina. Care era cel mai talentat din generația voastră? Păi bine, cel mai talentat Luțu era. Luțu, da. La momentul respectiv. Plus, mai aveam jucători poate probabil și mai talentat decât Luțu, îl chema Lică, dar din păcate nu a ajuns. Dar dacă e să vorbim așa de Ion Părvulescu, este un antrenor prin mâna căruia au trecut foarte mulți jucători care au ajuns în prima divizie. Vorbim de mine, vorbim de Claudiu Niculescu, Augustin Chiriță, care a fost pe la Craiova, pe la FC Argeș. Vorbim de Romeo Stancu, care a fost pe la Timișoara, pe la Rapid. Luțu, așa, din ce știu eu, și Ovidiu Burcă a fost la Ion Părvulescu. Cred că și Căpățână. Și Răzvan Razlu provine tot din... Și Căpățână, care e acum momentul de față la Craiova. Răzvan, mi se pare, dacă nu mă înșel, nu știu, s-ar putea să fac o confuzie, nu a fost cu noi în perioada respectivă. El era la Piatra Old. Da, că ne-a povestit aici la podcast. Din ce știu eu. Dar noi chiar am avut o... O generație de copii foarte talentați, dar în același timp am avut și un antrenor dedicat și devotat meseriei. Și acum am vorbit cu dânsul de Crăciun, l-am sunat de Sfântul Ion, pentru că eu vorbesc frumos, și țin legătura cu dânsul. E încă viu, la 83 de ani, de dimineață pleacă pe bază, că așa spuneam noi acolo, locul unde mergeam și jucam pe bitum, și e alături de copii în continuare. Extraordinar. Da. Îți mai aduci aminte debutul la Divizia A? Cu cine a fost? Cu Universitatea Creva, dacă nu... Da. Dacă un 2-2 ați făcut. Dacă nu mă înșel, da. Dar primul gol marcat în prima ligă, mai știi împotriva cui l-ai marcat? Împotriva lui Florin Prună, împotriva lui Dinam. Tot la un 2-2, dacă nu mă înșel. Și al doilea gol din carieră, știi împotriva cui l-ai marcat? Al doilea gol... Tot împotriva lui Dinamo? Tot împotriva lui Dinamo. Am bătut 3-1. Ați bătut cu 3-1 și a fost ultimul gol marcat de tine. Nae Ungureanu a spus... Da. Dacă nu mă înșel, a fost și prima etapă atunci. Da. Nu mă înșel. Era în sezonul 94-95. Corect. Două goluri Albanu și un gol eu, 3-1. Și era Gică Mihali, dacă nu mă înșel, venise după campionatul mondial. Deci, da. Uite, avem aici o captură din ziarul vremurilor, cred că
Uite, scrie acolo Electroputere, Universitatea Craiova. Corect. 2-2 este perioada debutului tău. Dar uite, am intrat și mintu. Și aici avem enumerați jucători. Da, Albeanu, da, care era un golgheter, da, al, da, al echipei. Era golgheterul echipei noastre în perioada respectivă. O perioadă foarte frumoasă la Electroputere. Pentru mine m-a ajutat foarte mult, cu toate că în primul an am jucat foarte, foarte mult, având în vedere că totuși veneam de la juniori, plus că am avut și o problemă medicală. Eu am avut niște strasistole, mm-hmm, când eram mic. Da, da. Și fiind la lot la UEFA 95, de la INMS, aveam... Uite-te aici. Da, da, da. Stânga sus. Corect, corect. Pe tine te-au pus în trainingul de în prezentare, training, că erai mai tânăr. Păi nu, atunci... Nu aveai voie să fii îmbrăcat în fotbalist. Atunci venisem și eu și Turcin de la Motor. Eram doi atacanți și asta e prima mea poză. Sabin Ilie, Gabi Popescu. Da, Sabin Ilie, Gabi Popescu, Nanu, Samir Zamfir, Calafeteanu, Mirea, Luță, Dudan, Gabi Buldici, antrenor, Mihai Matei, care e, dacă nu mă știu, director sportiv în momentul de față la Dinamo. Predoi, David, portarul, Popescu, Naicu, Ovidiu Dâncianu, e omul care m-a luat prima oară atunci la Electroputere, era antrenor principal după ce plecase Bondre. Da, păi uite, Năstăsie, Albeanu, Paraschiv, ai prins, Mohora. Ai prins ceva nume acolo? Ai rămas prieten cu cineva sau cel puțin în perioada aia? Bă, în poza asta nu este un om care pe mine m-a ajutat foarte mult, dar eu în acea perioadă stăteam la un cămin de nefamiliști lângă stadion, stăteam cu Paraschiv și el era un jucător foarte, foarte talentat la vremea respectivă, era și la echipa națională de tineret și în prima fază el a avut cam grijă de mine, pentru că eu nu prea aveam bani și na. Mai mergeam cu el, mai tot timpul, mai scoteam oraș și mai plătea el. Ai zis ce de un moment mai puțin plăcut din care a ta problema cu extrasistole. Da, 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 da. Cum ai trecut peste acel moment? Ți-a fost teamă să joci? Nu, sub nicio formă, dar din 3 în 3 luni eram obligat să mă duc la control. Și gândește-te, aveam tren la 5, trecește la 4, uh-huh, ajungeam pe la 8 și ceva, 9 fără un sfert în gară, ia autobuzul, du-te la INMS, și acolo fă din nou viza. Singura chestie care era că le aveam în momentul în care nu făceam efort. După ce făceam efort, ele dispăreau. S-a rezolvat de la sine? Da, s-a rezolvat. A trebuit să mă operez, să-mi scot amigdalele, da. M-am operat și atunci în momentul respectiv am operat la spital la Craiova și totul se făcea pe viu. Ia cu cleștele, nici nu vreau să mai mi-aduc aminte, dar am făcut orice numai ca să pot să joc fotbal în continuare și tocmai de asta în primul sezon am jucat foarte mult. Plus că impactul de la juniori... Da, că a fost o pauză între primul gol dat de Dinamo și al doilea. Deci ascultă-mă, impactul de la... Eu venind de la juniori, eu jucând numai la nivel de copii juniori, să vii să faci efort și să fii să te bați cu cei din prima ligă, nu era simplu. Dar în timpul ăsta ce făceam? Făceam antrenament cu echipa mare, plus că mă duceam și jucam în weekend, mă duceam și jucam la Republicani, cum era atunci, la juniori mari. Da, da, da. Și fără falsă modestie, Electroputere n-avea niciun fel de performanță la vremea respectivă, dar chiar am jucat foarte bine și am calificat echipa la turneul final. La momentul respectiv. Bine, nu numai eu, dar am avut o generație ok. Lucruri în premieră pentru o generație de la tineret. Corect, corect. Cum ai ales Dinamo când ai plecat de la Electroputere? Am avut barajul împotriva Iașiului, că atunci așa era, se juca un baraj pentru rămânerea în prima divizie la Brașov. Uh-huh. Am condus 2-0. Năstăsie două goluri, după care ne-au egalat 2-2 și am pierdut la 11 metri. Am plecat foarte supărat acasă, pentru că retrogradasem, chiar nu știam ce să fac și într-o zi la Slatina a venit domnul Mircea Stoinescu, Dumnezeu să-l odihnească, care nu mai este în momentul de față printre noi, cu șoferul, domne, vrem să te luăm la Dinamo. Am zis, ok, fără niciun fel de problemă, înțelegeți-vă cu clubul, discutați, din punctul meu de vedere rămână bătută în cui, adică mi-am dat cuvântul fără să semnez ceva. Adică ai mers... Da, după care au venit și cei de la Universitatea Craiova să discute, au vrut să mă ia, dar mi-am dat cuvântul de onoare celor de la Dinamo și așa a rămas. Le-am spus, cu toate că oferta lor era mult mai bună din punct de vedere financiar, dar nu m-am gândit la lucrul ăsta, le-am promis.
m-am ținut de cuvânt și cred că am luat decizia cea mai bună pentru mine la momentul respectiv. O să avem mai multe subiecte despre Dinamo, că e un subiect important atât pentru tine cât și pentru mine, că știi că-s dinamovist. Dar vreau să te mai întreb și alte lucruri din cariera ta. Transferul în Turcia, cum a fost? A fost o dezamăgire pentru tine? Cum era viața în Turcia? În momentul de atunci eram destul de tânăr. Am fost în două sezoane... Tu tânăr ești și acum, că îți poți transforma foarte bine. Da, da, da. Poate așa un pic, dar anii... Chiar vreau să spui încolo ce faci, că nu știu ce faci. Fiind foarte tânăr, nu știu, n-am perceput transferul ăsta să mă fi dus în locul respectiv, eu știu, cu încredere. Te-ai dus cu reticență. Eram un pic... mi-e plăcea în România, eram mai... cu atmosfera de la noi, adică încă nu eram copt, încă nu eram matur la vârsta aia, pot să spun. Cu toate că eram cu soția mea și mi-eram un pic... Avem și o fotografie un pic mai simplu, dar na, așa am gândit eu la momentul respectiv. Probabil dacă aș fi putut să dau timpul înapoi, poate aș fi luat altă decizie, dar în momentul respectiv eram la echipa națională de tineret, pierdusem echipa, acolo lucrurile erau mai complicate. Și de asta spun, din punct de vedere mental nu am fost pregătit la momentul respectiv. Dar, spun, dacă ar fi să întorc și să dau timpul înapoi, probabil aș fi luat o altă decizie și aș fi rămas în continuare acolo. Dar așa a fost să fie. Dar dacă e să mă gândesc după reîntoarcerea mea și tot ceea ce am făcut pe parcurs în întreaga carieră, și aici spun că cred că am luat o decizie bună și probabil n-aș fi ajuns la cifrele, performanțele și trofeele pe care până la urmă le-am nimeni ca și număr de jocuri. Da, le-am avut. Am vorbit de forma ta, ia zi-ne și nou, cum îți păstrezi forma? Adică ce mănânci, cât dormi, cât te antrenezi? Nu, în general fac mișcare în fiecare zi, adică am o bandă, bicicletă, mi-am făcut și o mică saună. Tu ești actia după saună. Jos acolo. Dar în general, înainte mergeam la sală. Mă duceam, adică nu cred că exista zi să nu mă duc, să fac mișcare pentru trenul superior, lucruri de-astea. Terminam cu alergare. De când a venit pandemia, ce am făcut? Ok, unde mă mai duc, că nu se mai poate face. Și am început să-mi fac prin curte o ganteră, o greutate, un spalier. Mi-am făcut sală. O mică, da. Și fiind căldură, fiind plăcut afară, ieșeam în curte și așa n-aveam ce să fac, nu puteam să mă duc nicăieri. Și făceam mișcare. Și m-am dezobișnuit un pic de sală. Acum, în ultimul timp, m-am mai luat soția la sală și mă mai duc așa de două ori pe săptămână. E adevărat că în trecut îți mai ziceau, așa cum zicem noi, de dulce colegii, că ridicai prea tare trendul, că făceai mai multe decât trebuia să faci la antrenamente, enervai? Da, mai aveam momente de fiecare dată când aveam vreo perioadă de... Bine, dar știi care e chestia? Chestia asta mi-am dezvoltat-o pe parcurs. Uite, de exemplu, acum, având deschidere la atâtea, eu știu... lucruri noi, adică găsești absolut tot pe internet. Noi în trecut nu aveam. Da. Nu aveam lucruri de genul acesta. Trebuia să te, nu știu, să te... să încerci tu să te dezvolți singur, dar fără foarte multe mari informații. Fără mari cunoștințe, știi? Da. Mie, de exemplu, mi-ar fi plăcut să fiu acum în perioada asta. Pentru că știu absolut orice. Ce înseamnă alimentație, ce înseamnă, eu știu, pregătire fizică, ce înseamnă odihnă, ce înseamnă recuperare. Noi atunci făceam și noi așa după ureche. Recuperarea la noi era decât bazin cald și apă rece după aia. Și o saună. Asta era și un masaj. Dar bine, eu nu făceam masaj. Foarte, foarte rar făceam, dar... Nu eram un tip care să-mi placă... Știu că am avut un parteneriat la un moment dat și ai spus că faci doar fotografii, nu faci și masaj. Să-mi placă masajul foarte, foarte mult. Hai să revenim la dragostea noastră, ca să zic așa, la Dinamo. Zi-mi ce nu-ți place la actualul Dinamo. Păi nu-mi place situația în care se găsește echipa. Cu toate că, din punct de vedere financiar, lucrurile arată mult mai bine, cu jucători plătiți, salarii destul de ok, cu infuzie de capital din partea unor acționari și a unor sponsori care sunt acolo,
cei de la Renovațiu care fac lucruri extraordinare, doar că ei suferă foarte mult pe partea sportivă aici, pentru că nu au oameni competenți. Da, cum a aici, fost? Aici este marea problemă a lui Dinamo în momentul de față, pentru că sunt anumite persoane care vor să facă foarte multe lucruri, vor să se implice și în partea sportivă, dar nu au competența necesară. Dar și ar trebui să aibă o limită în care să recunoască lucrul acesta. De exemplu, eu. Ok, eu unul personal recunosc, nu mă pricep la organizare, la tot ceea ce înseamnă managementul unui club, dar mă pricep la tot ceea ce înseamnă expertiză fotbalistică, comunicare cu jucătorii, psihologia jucătorului de fotbal. Lucrurile astea le stăpânesc la perfecțiune. Dar sunt anumite persoane care cred că le știu pe toate și aici e marea lor greșeală. Nu fiecare trebuie să lucreze acolo pe felia lui unde se pricepe. Aici cred eu că e marea problemă a anumitor persoane care vor să epateze, care vor să apară și un pic în față, să fie văzuți, să fie adulați. Probabil pentru că nu au reușit ca și fotbaliști, nu. De exemplu, te-a durut în momentul în care, nu știu, despărțirea de Dinamo și a fost, nu știu, adus un director sportiv de la Ploiești. Te-a durut chestia asta? La momentul de atunci, da, a fost o chestie pentru că eu consider, din punctul meu de vedere, fără să supăr pe absolut nimeni. Eu cred, Ionel Dănciulescu, ca și jucător, a dat mult mai mult decât a primit din partea lui Dinamo. Asta e opinia mea, că s-ar putea să greșesc, să nu fie toată lumea de acord cu mine, da. Dar mă așteptam la mai mult respect și mai multă recunoștință pentru tot ceea ce am făcut eu pentru Dinamo. Te-am întrebat asta în contextul că știu că ai dat toate trofeele pe care le-ai câștigat, le-ai donat. Și aș mai face lucrul acesta încă o dată și încă o dată pentru Dinamo. Pentru că, ok, aceste trofee sau tricouri și așa mai departe vin și se duc. Până la urmă, știi ce contează? Contează opinia publică, contează ce crede omul despre tine ca jucător, dar și ca om. Și contează până la urmă, dacă vrei să vezi trofeele respective, tricourile și așa mai departe, intri pe YouTube, pe net și vezi absolut. Ai mai păstrat vreo amintire? Mai sunt câteva trofee pe acolo prin casă, dar destul de puține. Totuși aș vrea să mai detaliez. Cum a fost despărțirea de Dinamo? Că părea că ești acolo păi pe nu, viață. A venit destul de brusc atunci când a venit partea spaniolă, dar deciziile cred că nu au fost luate de către ei, pentru că ei nu aveau de unde să mă cunoască, nu știau ce competențe am, cine sunt, ceea ce am făcut, eu pentru Dinamo. A fost atunci un moment mai complicat, mai greu, dar credem acum sunt foarte liniștit, n-am absolut niciun fel de problemă. Sunt alături de Dinamo din toate punctele de vedere, sufletește. Și mai departe nu-mi doresc decât să meargă echipa bine, dar nu mai am niciun fel de resentiment sau de supărare gen. Dar din ce citesc eu, îmi spui, consider că ai fi putut ajuta Dinamo mai mult dacă rămâneai acolo. Fără discuție. Și am ajutat de fiecare dată din orice ipostază și în perioada domnului Neguiță. Am făcut lucrul acesta, am încercat să ajut echipa în orice moment, niciodată nu am refuzat absolut nimic, nici atunci când am fost pus antrenor, nici când am fost pus director sportiv, nici director general și așa mai departe. Unde era nevoie de mine, încercam să ajut. Mai revenim la Dinamo. Hai să mai trecem și la lucruri mai ușor, așa, mai relaxante. Cu echipierul cu care te-ai înțeles tu cel mai bine în cariera ta. Există? Nu pot să spun, că au fost perioade și perioade. Adică cine a fost cel mai bun prieten ca fotbalist? A fost, nu știu dacă poți să spui că e prieten. Ești prieten atunci, pe moment. De exemplu, ești la o echipă, la Steaua, am avut prieteni foarte buni. Eram cu Denis Șerban, eram cu Reghe prieten foarte, foarte bun la momentul respectiv. Am stat în cameră cu amândoi și cu Luțu. La Dinamo, nu știu, probabil eram prieten foarte bun și cu Claudiu. Pentru că e nevoie de adică e perioada respectivă unde ești ancorat, știi? Până la urmă, la un moment dat, o prietenie așa, nu știu, să zici, să dureze, nu știu, înțeleg ce înseamnă prieten. Cunoștințe, ești mai apropiat, dar nu să zici că ești prieten, pentru că fiecare are
felul lui de a fi, te rup la un moment dat, fiecare are prioritățile lui. Atunci n-am cum să nu te întreb un lucru, că nașul tău este Marius Lăcătuș. Da. Cum a ajuns să te cunune? Cum era Lăcătuș atunci? Simplu, din perioada, și cum au reacționat colegii când au aflat de la Dinamo că te cunună Marius Lăcătuș? Din perioada de la Steaua. E simplu. E simplu. Nu, a fost o apropiere între noi, plus că soțiile erau prietene foarte bune și totul a venit de la sine. Da. Și pentru mine personal, adică și Marius și Nașa, pentru mine sunt a doua familie. Părinții spirituali, cum să spun. Da, dar chiar sunt a doua familie pentru mine, m-au ajutat în foarte multe momente, mereu au fost aproape de mine și de familia mea și eu sunt la fel și voi fi alături de ei mereu. Asta e un lucru clar și cert și de admirat, dar eu te întrebam cum au reacționat colegii de la Dinamo când au zis că Marius Lăcătuș. Nu, e nimeni, nu a spus absolut nimic, nu, de ce? Păi ce, mai sunt cazuri de genul ăsta, nu sunt numai eu. Bine, și tu ești un caz special, că tu ai jucat. Stai, păi era Dan Nistor cu Mihai, cu Pintili, nu? Da, la fel, da. Adică n-aș cu Fin. Da, dar tu ai jucat la Dinamo și apoi ai revenit la Steaua, după care ai ajuns iar la Dinamo. Și în acea vreme rivalitatea era acerbă. Da, atunci da. Chiar putem să vorbim de rivalitate. Acum s-a pierdut un pic din chestia asta de rivalitate dintre cele două echipe. Dar ai avut curaj, ai avut ambiție sau a fost inconștiență? Atunci pot să spun că a fost inconștiență. Eu nu mă așteptam la faptul că suporterii de la Moviști atunci când m-am reîntors să fie atât de virulenți, știi? Credeam că totuși o să fie o mică perioadă, fără niciun fel de problemă, o să trecem și așa mai departe, dar a fost destul de complicat, a fost o perioadă dificilă pentru mine și pentru familia mea la momentul ăla. Ai fost tentat? Dar eu recunosc că lucrul ăsta s-a datorat și din cauza mea, pentru că și eu am făcut anumite gesturi, anumite lucruri care n-ar fi trebuit să le fac, dar și asta datorită imaturității pe care o aveam la momentul respectiv și a tinereții. Păi ai recunoscut că a fost ușor inconștiență. Corect. Dar ai fost tentat să pleci? Da, de multe ori, da. Da? Păi câte discuții n-am avut cu Cristi, cu Borcea, cu Nea Giovanni, cu Nea Victor, cu Nea Gigi Nețoiu, toți. Încercam să găsim tot felul de variante. Da? Apropo de Cristi Borcea, care e cea mai tare amintire a ta cu Cristi Borcea? Sunt multe cu Cristi, nu. Sunt multe. Era un personaj aparte. Foarte apropiat de jucători. Un om care chiar știa fenomenul, știa să vorbească cu jucătorii, știa să și apropie, să lupte pentru... Nu pentru el, pentru Dinamo, pentru că omul trăiește în continuare, suferă pentru echipă. Ai mai păstrat legătura cu Cristi Borcea? Da, mai vorbesc. Da, mai vorbesc, sigur. Bine, cu domnul Badea mai discutăm așa la un mesaj, la un telefon. Am văzut așa în cariera ta că ai jucat la un moment dat un meci oficial și la Poiana Câmpina. Da, să spui ceva despre treaba asta? Era un fel de... Știi care e chestia? Că ăsta e singurul meci în divizia B pe care l-am. În rest am jucat numai în prima divizie. N-am meci în Liga a 3-a, a 4-a sau ceva de genul acesta. Eu am numai în a 3-a, a 4-a sau ceva de genul ăsta. eram în perioada când revenisem de la Steaua și... Nu era o perioadă bună, adică nu prea jucam, era mai complicat și conducerea mi-a zis, băi Danciu, uite, e un meci la Câmpina, vrei să te duci să joci, bari să ai 90 de minute în picioare? Da, domnule, mă duc și m-am dus și am jucat cu Focșeanu, parcă, dacă nu mă șer. Nu mai știu cu asta, Focșeanu, dar știu că ai jucat pentru Poiana. Colceag era în poartă, am bătut 2-1, am dat și un gol, dacă nu mă șer la meciul respectiv. Da. Ai fost al șaselea fotbalist român care a mers în campionatul Chinei. Nu te întreb de latura financiară, dar spune-mi ceva memorabil din perioada aceea, dacă îți mai aduce aminte. Ce să fie? Ceva memorabil, ceva, o amintire din perioada aia. Că tu acolo ai făcut un sezon bun, că ai dat 10 goluri în campionat. Da, și în cupă. La început, primele 6 luni au fost destul de dificile și pentru mine, pentru a mă adapta la stilul lor de viață, la cultura lor, la modul lor de a gândi, știi? Dar după 6 luni de zile, după ce m-am acomodat, m-am instalat într-un apartament acolo lângă baza de pregătire, chiar a fost foarte, foarte bine și am terminat
am fanfar. Din păcate am terminat, cred că dacă nu mă înșel, pe locul 3 și am pierdut și finala cupei în sezonul respectiv. Păi nu, era chestia? Ei stăteau toată ziua, de dimineața până seara, ei stăteau în bază, așa se chema, în bază. Uh-huh. Ei nu se duceau acasă, decât numai atunci când se întrupea campionatul. Și în Asia se întrerupe vreo 3 săptămâni, o lună de zile, când joacă echipele naționale. Și atunci puteau să se ducă acasă câteva zile, pentru că distanțele probabil sunt uriașe. Exact. Între locul de unde jucau și locul natal. Dar toată ziua ei stăteau acolo, mâncau de 4 ori pe zi, 8, 11, 4 sau 5 și la 10 seara. Era un regim cazon acum. Poftim? Un regim cazon, da, nu prea aveai voie. ceva inimaginabil. Și plus, aveau o chestie. Nu numai ei, dar în general și chinezii. Unde prindeau 5-10 minute libere, somn, toți. În autobuz, oriunde. Adormeau la comandă. Da, la comandă. Deci ceva e incredibil așa ceva. Știau să-și dozeze timpul foarte bine. E face parte din cultura lor. Da. Și înainte de meci, mergeam, de exemplu, de la bază, mergeam până la stadionul central unde jucam în oraș, cred că făceam vreo 15-20 de minute, jucători care puneau capul și dormeau. Deci dar a fost o experiență foarte, foarte interesantă. De ce ai plecat de acolo? Păi aveam contract pe un singur an de zile, așa se făcea la momentul, la momentul respectiv. Că vorbim de cantonamente, care era activitatea ta preferată în cantonament, aia prin care te relaxai? Păi nu, în general se mai jucau remii, se jucau cărți, ceva de genul. Cam asta era. Spune-ne o amintire așa amuzantă din cantonament. Amuzant. O cateringă ceva. Uite, spun eu, de exemplu, în tinerețile mele am fost... Acum stai și să mă gândesc. Îți dau eu un exemplu până te gândești tu. La un moment dat eram și eu la Liga a 3-a și m-au trimis jucătorii mai în vârstă cu o pungă să iau castraveți dintr-o altă cameră. Eu m-am dus cu punga că se mai mânca și în cameră, că n-aveam. Eram la Voineasa, era echipă de Liga a 3-a și când am ajuns în cameră mi-au zis: Pali, culege castraveți. Ai pățit ceva de genul ăsta? Bă, nu, dar clar, sunt o grămadă de întâmplări de genul ăsta, știi? Alergam și pe acolo, pe la Forba, încercam să tăiem, pentru că era foarte, foarte greu de alergat, adică traseul era să mai mințiți, să mai era, furați. Da, era ucigător, știi? Și Damian, militarul, tot a încercat așa, săracu, știa el o scurtătură și a mers pe scurtătura aia și a venit, de fapt, după vreo jumătate de oră, după ce am terminat noi tot traseul. Scurtătura era o colitură. Da, da, da. Da, dar sunt multe întâmplări. Îți dai seama la câte cantonamente am făcut? Da. Nici nu le mai țin minte. Da, ai mai multe cantonamente decât meciuri, ca unii. Probabil. Așa, hai să te întreb și o chestie de asta, că n-ai jucat și în perioada aia în care erau și cooperative și astea. Da, da, da. Ai jucat într-un meci în care știai că rezultatul se cam știa, să zic așa? Bă, să spun, probabil că au fost 100%, dar eu personal așa nu am știut, dar parcă simți așa în anumite momente, știi? Că vezi cum evoluează lucrurile. Adică n-ai avut. Dar auzi, toată lumea care spune, domne, că nu știam, că nu am, sau că n-am participat, fără voia lor sau cu voia lor, au știut lucrul ăsta, crede-mă. Au fost partide care, na, să știau rezultatele de dinainte. De ce ai jucat? Probabil că da, dar eu am simțit, dar cu mine personal nu a discutat nimeni, domnule, trebuie să facem asta, dar simți lucrurile astea în teren. Tu ai fost așa un jucător fair play și foarte ok. Ai luat vreodată un cartonaș roșu? Da. Da? Da. Îți mai aduce aminte? Ăsta e unul dintre supărările mele mari. Eram campion în 2004, s-a întâmplat ultimul meci la Ceahlău Piatra Neamț, s-a terminat 0-0 și Sebi Colțescu, care fusese cu mine la Electroputere, jucase cu mine, m-a eliminat, mi-a dat roșu la o mică altercație cu Costel Enache acolo prin Careu, deci nu eram campion, deci o idioțenie și n-am putut să joc la 3 zile finala pe care am avut-o pe național cu Oțelul Galați. Și în anul ăla am câștigat și cupa și campionatul, am ieșit și golgheterul
României și am ieșit și jucătorul anului în România, în gazeta GSP. Ăla a fost, cred că... Un moment de frustrare. Da, un regret al meu că n-am putut să joc finala respectivă și mi-încununam un sezon de vis. Știi care a fost cel mai mare regret al meu? Că nu s-a calificat Dinamo cu Lazio. Da, pe nu, ăsta rămânea să... Și că vorbeam de blaturi, nu ziceam că a fost blat. Rămânea. Nu, eu nu cred. Nu cred lucrul ăsta. Nu, aici chiar nu... Nu marjez, cu ceea ce spui tu. Eu nu spun nici eu. Refuz să cred, spun unii, atâta tot. Nu, refuz. Eu întreb doar care e părerea ta. Am avut o primă destul de consistentă, plus că faptul să fi ajuns să fi jucat în grupe. Adică nu refuz. Eu refuz să și cred. Și mie mi se pare o utopie, dar știi că sunt voci dar asta chiar este la fel, unul dintre marile mele regrete din cariera de jucător. Acel meci în care n-am reușit să mergem în... Aici este un episod dureros. Finala de cupă pierdută împotriva Stelei la Brașov atunci cu 2-1 cu petarda aia cu Gabi Torjă da. Și așa mai departe, iar la fel unul dintre regletele mele, nu știu, după meciul ăla chiar o săptămână chiar pur și simplu am fost terminat, adică n-am făcut absolut nimic decât am stat, n-am vorbit cu nimeni, deci atât de mult mi-am dorit să câștig cupa respectivă, dar n-a fost să fie. Totuși, cel mai mare regret al meu ca suporter Dinamo Viș, și ai spus și tu, este acest meci cu Dinamo Lazio. Da. Și toată lumea spune că, nu știu, cumva Dinamo a murit după acel meci. Da. A început să se... Probabil. Scufunde... A mai fost și un alt moment complicat și de unde a pornit decăderea, este atunci când am pierdut campionatul împotriva Orzicenului. Cu acel arbitru spaniol, ok, n-am făcut o partidă de noi grozavă. Dar am avut 11 metri la Simao, am avut un gol perfect al meu. Adică noi la un rezultat de egalitate da. Eram în fața celor de la Orziceni și mai aveam, cred că, două etape. Adică am fi știut să gestionăm situația. De acolo ne-am dus în cap. După meciul acela de la Orziceni, dacă am fi jucat 10-15 meciuri, n-am mai fi câștigat niciun. Deci, după ăla de consider momentul 0 spre minus infinit, da. Până la urmă. Că, da, și ăla lucrurile... a fost un moment complicat și de acolo a pornit și... Și de căderea lui Hai Dinamo. Să zicem lucruri mai drăguțe, că ne-am întristat un pic așa cu toate chestiile astea. Zi-mi și o amintire așa mai plăcută din culisele unui derby. Că tu derby ai avut și din partea Steaua Dinamo și Dinamo Steaua. No, pentru mine, meciul cu încărcătura emoțională cea mai puternică a fost în 2008, atunci... Uite, aici ai dat de nu, lângă... ăsta e meciul aici... de Paște, nu? Asta e unul dintre cele mai frumoase execuții. Da, așa spune mai toată lumea, da, cred că da, e frumos. Ai dat de lângă frumos. Petre Marin, care este jucător la Victory Cup da, aici. Da, el încă joacă. El încă joacă la Victory Cup, tu nu vii să joci la Victory da, Cup? Da. Mă, nu știu, mi-am făcut rutina mea, nu știu, parcă nu mai sunt atât de atras să joc fotbal, cred eu. Nu știu de ce, da. poate e datorită faptului că n-am mai fost așa zi de zi sau să fi jucat săptămânal, știi? Da. Și la un moment dat nu mai da, îmi place, mă simt mai bine la sală. Ar fi bine să te mai gândești că e o competiție care atrage da, mulți jucători, e cea mai importantă din România. E foarte interesantă, joacă foarte mulți foști jucători, sunt echipe foarte bune, premii consistente, e o competiție foarte importantă în România. Poți să-l întâlnești și pe Van der Vaart, care s-a transferat da, bravo, de curând. Da, bravo, super, da. Poate, mai, să vin poate și eu. Mai dai un gol de lângă Petre Marin? Poate să vin și eu. Păi nu știu dacă pot aici, că fiind terenul mai mic, e mai complicat. Nu e nimic, ne gestionăm situația, da. Facem porțile mai mari. Da, m-am apucat să spun de meciul ăla de da, 2008. Te rog. Când am reușit să câștigăm cu 2-1 împotriva Stelei, când ei au pierdut campionatul la vremea respectivă. Ăla a fost meciul cu încărcătura cea mai emoțională, cea mai puternică pe care am întâlnit-o eu de când joc fotbal. Cred că nici cu Lazio n-am întâlnit, pentru că era o presiune enorm. De două săptămâni uriașă. Dacă câștigă Steaua la noi în Ștefan cel Mare, câștigă campionatul, suporterii peste noi, trebuie să câștigăm și așa mai departe. Plus că Steaua și la rezultatul de egalitate câștigă campionatul, pentru că ultima etapă a fost printre primii jucători care a intrat în conflict cu Gigi Becali. Nu, atunci. N-am intrat, de ce? Cu ce? Atunci când ai plecat la Dinamo. Nu. A fost chiar foarte corect cu mine. Da? Da. Pentru că, bine, dânsul atunci când a venit,
ne-a mărit contractele, când a venit cu, cu domnul Victor Pițurcă. Ne-a mărit contractele și o sumă de, de bani mi-a transformat într-un teren. Bine, eu l-am vândut la momentul respectiv. Dacă aș fi știut, eu aș mai sta vreo 3-4 ani de zile, dar na, eu eram după, după cash să văd, să văd banul, știi? Ei. Dar cu mine a fost, nu, a fost corect, n-am avut niciun fel de, nu, Doamne ferește, nu, 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 n-am avut conflict. Dar ai avut de curând, că... A, nu, dar sunt niște lucruri evidente, nu înțeleg dânsul de ce tot încearcă te-a sunat, să... Te-a sunat după ce l-ai certat pe Caralombos? Nu, 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 nu. Te-a sunat după emisiune? Nu, de ce să mă sune, nu. Dar sunt niște lucruri... Să evident, te certe evident, că te-ai luat de... Nu, evidente, pe care le știe toată lumea, le, le vede, sunt lucruri care nu poți să le negi. Da, dânsul face echipa, face schimbările. Asta, asta e opinia mea. Plus că procesul de pregătire este făcut de către Pintilie. Asta știe toată lumea. Haralambos este A3, pentru că acolo Pintilie și cu Meme sunt mai importanți decât el. Dar are un rol al lui acolo de a ieși după fiecare meci, să dea anumite explicații, le dă foarte bine, știe să, să vorbească, dar realitatea o știm cu toți. Ai avut atât discuții cu el după ce ai spus și ai spus la Digi despre el? Cu cine să? Cu antrenorul Stelic. Nu, nu, de unde să mă întâlnesc eu cu el? N-am nicio... Și zici că... Nu, dar n-am niciun fel de, de răutate sau vreo, vreo chestie personală cu, cu înțeleg, el. Înțeleg, cu siguranță. Eu spun, eu am spus realitatea, dar chestia este că realitatea asta este spusă de toată lumea, nu numai de mine. Îl consider un bun Lian, dar nu antrenorul Stele. Da, pentru nu este antrenor. Am înțeles. Nu este antrenorul Stele. Antrenorul Stele decât în acte. Am înțeles. Acum, nu știu, zi-mi care dintre... Că tot ne pendulăm între Steaua și Dinamo, pentru că sunt bornele carierei tale și, cum da, spuneam, ești iubit deopotrivă și de suporterii de acolo. Zi-mi tu care dintre oamenii din conducerea lui Dinamo sau al ai Stelei ți-au fost așa cei mai apropiați? Bă, am avut care... o relație de, de respect cu, cu toată lumea. N-am fost foarte apropiat, pentru că nu mi se pare normal ca un jucător să fie, nu știu, atât de apropiat față de, de anumiți conducători, dar o relație de, de respect, reciproc. M-am înțeles foarte bine cu, cu, cu toată lumea, cu toți acționarii de la, de la Dinamo din perioada respectivă. M-am înțeles și la, la Steaua, dar bine, atunci la Steaua când eram eu, era domnul Pușcaș, președinte, era domnul Gațu, erau mai puține persoane. După care a venit domnul Victor Pițurcă, care m-a promovat la echipa națională de tineret, m-a promovat la echipa națională mare, dânsul m-a promovat, deci am avut o relație bună cu toată lumea. N-am, să zici că așa apropiat la... Nu, să ieși la masă sau ceva, nu. Adică nici nu mi se pare... ok să, adică să trebuie să existe totuși o, o separare între latura profesională și cea, cea familială. Ai două goluri la națională, în amicalul acela de poveste cu, cu Germania, cu 5-1. Apropo, cum crezi că ne vom prezenta la Euro? Suntem calificați. Da, asta e un lucru, un lucru și un e deja o izbândă. Un lucru fantastic, un lucru fantastic, cu apărare destul de, de bună, neînvinși. E adevărat, toată lumea vorbește că eu a fost o grupă accesibilă. Da, sunt de acord cu lucrul ăsta. Până la urmă, peste ani și ani de, de zile și ceva rămâne, faptul că ne-am calificat la un campionat european. Edi a făcut o muncă fantastică, a pus foarte mare accent pe, pe grup. Asta e un lucru important. Sigur, avem șanse. Cu Belgia nu știu dacă putem să, să ne batem în momentul dar de, cu celălalt? În momentul de față. Mi-e greu să cred. Dacă De Bruyne, Lukaku și ceilalți balauri, pentru că sunt o echipă cu individualități fantastice, Belgia. Nu știu dacă putem să ne, să ne batem cu ei, dar cu celelalte echipe cred că se poate. Crezi că se ajunge mai ușor acum la națională decât pe timpul tău? Te întreb pe asta timp, că, da, că da, poate da, ai o frustrare da, până la urmă, da, că ai fost da, golgheterul... Bine, atunci... Atunci a fost, a fost o perioadă în care erau foarte mulți în fiecare jucători, sezon și nu ai fost convocat foarte, de foarte, foarte multe erau ori. Foarte mulți jucători buni în perioada respectivă. Da, eu cred că, da, valoarea jucătorului de fotbal român era mult mai ridicată în, în trecut și decât, decât ce e în momentul de față, fără, fără supărare. Hai să ne uităm unde jucau jucătorii români în străinătate în perioada respectivă și unde joacă acum. Apropo unde de... sunt...
rezultatele din trecut, din cupele europene și unde sunt echipele românești în cupele europene acum. Unde nu sunt, sunt de fapt, echipele. Sunt diferențe uriașe și dăm voie să cred că existau jucători mult mai valoroși în trecut. Asta este, este opinia mea. Și ai rămas cu frustrarea asta că n-ai jucat pe cât meritai? Nu, așa a fost să fie. Na, probabil, eu sunt convins că meritam mult mai mult. Și atunci, dar, na. Meritai cu siguranță, așa asta nu e niciun dubiu. Pentru mine de exemplu, un mare plus a fost faptul că după meciul din Giulești împotriva Germaniei la acel 5-1, celebru. De poveste. Pentru noi, da. Domnul Iordănescu chiar în autocar a venit și mi-a spus poate meritai... Poate, uite, avem și o imagine aici de la acel meci. Poate, cu siguranță, meritai mult mai mult de la echipa națională și îmi fac și eu mea culpa că ar fi trebuit să te chem de mai multe ori. Asta mi-a spus-o domnul Iordănescu și pentru mine a contat enorm. E o validare cumva venită da. De un fond... Dar așa a fost să fie. Până la urmă, na. Sunt mulțumit cu tot ceea ce am făcut. Într-adevăr, ai de ce să fii mulțumit cu siguranță. Într-adevăr, spuneai că jucătorii din România nu mai sunt chiar la același nivel, dar uite, avem... Cine Hama, nu? Da. Avem ce jucători. Da. Avem acum pe Drăgușin, care a mers la în Premier League. Ce părere ai? Da, un lucru fantastic. Nu știu, mi se pare un jucător construit pentru a avea succes. Construit să reușească. Da. A contat foarte mult faptul că s-a dezvoltat într-o societate puternică, cred că cea mai puternică din Italia, a contat lucrul ăsta, a fost înconjurat de super jucători de la care a avut ce să învețe, dar el este un tip care își dorește să aibă succes, care e dispus să facă eforturi, să facă sacrificii, un tip care e deschis la a cunoaște lucruri noi, de a învăța, de a asimila. Deci e un jucător diferit, un jucător altfel decât prototipul jucătorului român. Așa de impresia. Seriozitate fantastică, calmitate, liniște atunci când e în teren. Adică lucrurile astea rar le găsești la un jucător de fotbal. Eu vorbesc în momentul de față, cum arată el. Mie mi se pare că și decizia de a merge în Anglia și nu în Germania a fost una înțeleaptă. Tu ce părere? El s-a gândit în primul rând la posibilitatea de a juca mai mult. Și e clar că la Tottenham are posibilitatea de a face lucrul ăsta. Și ai presiunea de Champions League în fiecare an. La Bayern München ar fi fost primul jucător român care ar fi ajuns la această grupare, una dintre cele mai puternice din Europa. O echipă care joacă an de an în Champions League, o echipă care e favorită, printre favoritele de a câștiga Champions League, e altceva acolo. Dar probabil s-a gândit și la faptul că ăștia sunt pașii corecți în a crește el ca și jucător. Pentru că dacă s-ar fi dus la Bayern, nu știu dacă ar fi jucat titular non-stop. Gândește-te, Upamecanu, Kim, De Ligt, jucător plătit 50, 70, 80 de milioane, dați pe ei. El e un jucător de perspectivă, un jucător de viitor. Probabil ar fi avut posibilitatea să joace mai puțin decât o va face aici la Tottenham. Pare o situație foarte favorabilă pentru el la Tottenham momentul ăsta și cred corect, că și un lucru important este și faptul că și antrenorul l-a dorit foarte mult. Contează enorm pentru un jucător lucrul ăsta. Apropo de antrenor, te mai tentează meseria de antrenor? Nu m-a tentat niciodată. Eu ți-am spus. A fost o situație pe care ai acceptat-o pentru binele lui Dinamo. Da. Cred că cel mai bine mai prinde funcția de director sportiv, dar director sportiv cu niște atribuțiuni clare în tot ceea ce înseamnă, eu știu, latura sportivă, în care aș putea să fac lucruri foarte, foarte bune. Eu cred că sunt făcut pentru lucrul ăsta. Eu am convingerea asta. Așa este. Am așa și o întrebare. În ce ai investit banii, ca să zic așa, pe care i-ai câștigat? Pe aici cred că trebuie să o chemăm la... Pe soția, da? La podcast, pe soție, da, pentru că ea a fost... A fost cea care a avut grijă de bani și ea a investit. Îți amintești asta fotografia era... asta când erați foarte, foarte tineri? Știi unde e asta? Cred că am dat eu un interviu într-o revistă la momentul respectiv și făcută chiar la bloc, la noi, unde stăteam acolo în drumul
În unde, pe la Unirii, prin zona aia, cred. Da. Deci Mihail a avut un rol esențial. Fantastic, pe ea a investit absolut toți banii. E mare lucru să ai o soție. În proprietăți, în imobiliare, lucruri de genul acesta. Are și ea un salon de înfrumusețare al ei, unde se ocupă zilnic. Da. Suntem ok, dacă e să pot să spun lucrul acesta. Hai să te mai întreb și alte lucruri așa din viața ta. Cum te descurci, de exemplu, în bucătărie? Adică îți place să gătești? Nu. Nu-mi place. Nu? Nu-mi place. Știu să fac decât lucruri foarte, foarte simple. De ce zici că am fost la Masterchef acolo și eram... Nu neapărat, dar poate ai o mâncare preferată și gătești. A, îmi place să mănânc foarte mult pește. Dacă mi-ai da orice fel de pește, în orice formulă, cu garnitură, cu legume, cu chestii de gen, sparanghel, ceva, îți mănânc. Deci dacă îmi dai pește, îți mănânc nostru. Dar nu gătești tu. Nu, somonul știu să-l fac. Da, fără doar ce poate. Somonul sau peștele care îl pun la grătare. E simplu, nu e complicat. Hai să fim serioși, da. Că nu faci nimic decât îl pui acolo și îl întorci și ești atent. Ei, mare lucru să nu se lipească. Da, dar mie mi se mai în general nu gătesc. Nu. Soția e cea cu gătită. Atunci ești foarte norocos, ai o soție extraordinară din toate punctele de vedere. Danciu, îți mulțumim mult că ne-ai făcut onoarea să vii la podcastul nostru și avem aici pe masă unde toate personalitățile din lumea fotbalului care ne calcă pragul ne dă și un autograf. Răzvan aici, nu? Răzvan a fost și el aici, avem aici sus semnătura aici. Lui. A, și unde să... Unde vrei tu, unde te simți aici. Confortabil. Mulțumim frumos și, cum zic eu la final, să fim victorioși!